De aceea, fiindcă avem slujba aceasta după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită, este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeu veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Căci noi nu ne propăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu, care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Amin. Se pot ocupa locurile. Dragii mei, Dumnezeu este un Dumnezeu minunat, desăvârșit. Spune că temelia scaunului de domnia lui Dumnezeu este dreptatea și judecata, iar bunătatea și credincioșia sunt înaintea feței Lui. Dumnezeu este un Dumnezeu drept și binecuvântat. Biblia spune, printre altele, vină smerirea, tu te vei ruga pentru ridicarea ta. Dumnezeu ajută pe cel cu ochii plecați. El va izbăvi chiar pe cel vinovat, care își va datora scăparea curăției mâinilor tale. Foarte important să venim înaintea lui Dumnezeu cu problemele noastre, cu tot ce avem înaintea Lui, să-i spunem Lui. Nu există ceva pe care Dumnezeu să nu-l poată rezolva dacă venim în mod sincer înaintea Lui. Ce frumos! Dumnezeu ne dorește binele și vreau să repet din nou, să știți că nimeni nu ne dorește binele ca Dumnezeu. Dumnezeu ne dorește binele absolut, ne dorește fericirea noastră. Biblia spune, printre altele, în Osia, în capitolul 2, versetul 3, Dumnezeu v-a ales numai pe voi, din toate împărățiile pământului. De aceea, zice, vă voi și pedepsi pentru toate fără de legile voastre. De aceea vă spun în continuare, spune în Matei, în capitolul 21, versetul 43, de aceea vă spun că împărăția lui Dumnezeu va fi luată de la voi și va fi dată unui neam care va aduce roadele cuvenite la vremea potrivită. Dumnezeu ne-a ales din lumea aceasta, dragii mei, ca să fim un popor al Lui, să-L lăudăm. De aceea spune Pavel, pe El îl slăvim noi, îl lăudăm, pe El îl propovăduim, învățăm pe orice om, sfătuim pe orice om, ca să înfățișăm desăvârșit pe orice om înaintea celui preanalt. Asta este chemarea pe care Dumnezeu o are pentru noi în viața aceasta. Ce frumos spune aici, în versetul 1, de aceea, fiindcă avem slujba aceasta, după îndurarea pe care am căpătat-o, noi nu cădem de oboseală. E foarte important cum sfârșim călătoria noastră pe pământ. Zice, mulți au început-o în Duhul și au sfârșit-o în firea pământească. E foarte important să avem un final bun, dar dacă avem o continuitate de la început, pe parcursul timpului, drumul va fi în mod constant cu el și finalul va fi bun. Foarte important este sfârșitul unui lucru. Mai bun e sfârșitul decât începutul, spune Biblia. Dumnezeu dorește însă, pe tot parcursul drumului, a vieții acesteia, să umblăm cu el pe urma pașilor lui. Vedeți, de multe ori sunt persoane care încep cu mult alai și cu multă promisiune înaintea celui preanalt, cu promisiuni mari, făgăduințe mari, și pe parcurs cad și nu mai au aceeași râvnă. Foarte important să ne reglăm chiar și cadența pe urma pașilor lui, uitându-ne la Domnul Iisus, cum a trăit el. De aia spune Ioan, în epistola lui, cum a trăit el, așa trebuie să trăiți și voi. Cum a umblat el, să umblați și voi. Domnul Iisus așa a trăit, încât nu a făcut nimic în plus, nimic în minus. Toate le-a făcut după voia lui. Toate după voia celui preanalt. Tot ce era în planul lui. Tata, în sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat-o, să o fac.
Le-am dat cuvintele tale și cuvântul nu era nimic în plus, nimic în minus. Dumnezeul nostru atotputernic, dragii mei, are privirea îndreptată spre noi, suntem în atenția Lui. De-aia spune Biblia, poate în orice loc ne-am duce, totul e descoperit înaintea Lui. Înaintea Lui Dumnezeu suntem transparenți. Totul este gol și descoperit. Spune Biblia despre Dumnezeu în cartea lui Iov, printre altele, dacă nu s-ar gândi decât la El, Dumnezeu. Și și-ar retrage Duhul și suflarea, tot ce este carne, într-o clipă ar peri. Omenirea întreagă, într-o clipă, nu mult îi trebuie lui Dumnezeu, într-o clipă. Toată omenirea ar peri într-o clipă, tot ce este carne. La Dumnezeu nu pentru aia ne-a creat. El ne-a creat să ne ducă acolo, la El, în fericire. Și-o sacrificat Fiul Său, L-a dăruit pentru noi. Dumnezeu a făcut tot ceea ce trebuia să facă, în planul Lui absolut, în taina Lui, din veșnicie, când nu era încă nimeni cu Dumnezeu. Dumnezeu s-a, în organigrama Lui, în planul Lui de mântuire, a conceput mântuirea omului. Și în plan era prevăzut ca Fiul Său să coboare în lumea noastră și să moară pentru noi. Dar acum, sigur, Dumnezeu dorește de la noi în viața aceasta. De la noi, și Biblia spune, bucură-te, turmă mică, nu turmă mare. Să știți că nu sunt mulți. Doamne, oare sunt mulți pe calea mântuirii? Nevoiți-vă să intrați pe ușa cea strâmtă, pe calea îngustă, că mulți vor dori și va fi prea târziu. Dați-vă și voi toate silințele să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința. Cu cunoștința înfrânarea, răbdarea, evlavia, dragostea de frați, cu dragostea de frați, iubirea de toți oamenii. Căci dacă aveți din belșug aceste lucruri în voi, ele nu vă vor lăsa să fiți nici leneși, nici neroditori. Nu o să obosiți în facerea binelui. Nu obosiți după 10, după 20 de ani de pocăință, ci vei rămâne constant, ba încă cu mai multă dorință și râvnă de a sluji pe Dumnezeu. Ce frumos vorbește Biblia, de bună oară, în Isaia. Spune aici, în Isaia, în capitolul 40, foarte frumos, zice, printre altele, nu știi, n-ai auzit, Dumnezeu cel veșnic, Domnul a făcut marginile pământului, El nu obosește, nici nu ostenește. Priceperea Lui nu poate fi pătrunsă, El dă tărie celui obosit și mărește puterea celui ce cade în leșin. Flăcăii obosesc și ostenesc, chiar și tinerii se clatină. Dar cei ce se încred în Domnul își înnoiesc puterea, ei zboară ca vulturii, aleargă și nu obosesc, umblă și nu ostenesc. Și la bătrânețe și după zeci de ani de pocăință, noi trebuie să rămânem constanți, să trăim pentru Domnul, să-L iubim, să-L cinstim pe El. Uitați ce spune și în Psalmi, spune în Psalmul 103, printre altele, El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare. El îți satură de bunătăți bătrânețea și te face să întinerești iarăși ca vulturul. Ca vulturul. În textul nostru este vorba de oboseală, să nu obosim în facerea binelui. Dar nu se referă doar la cei în vârstă, da, de unde? Poți să obosești și dacă ești tânăr. Foarte important să nu obosești. Și aș vrea în continuare câteva principii. Când poți să obosești în facerea binelui? Așa spune aici. De aceea, fiindcă avem slujba aceasta, noi nu cădem de oboseală. Noi nu cădem de oboseală. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu și așa mai departe. Când poți să cazi de oboseală? În primul rând, caz de oboseală atunci când lipsește în lucrarea pe care o faci Duhul Sfânt, Duhul lui Dumnezeu. Fără Duhul lui Dumnezeu obosim, dragii mei. Noi suntem carne. Trupul acesta este vulnerabil. Suntem înconjurați de neputință și imperfecțiune. Noi avem un dușman, dușmanul nostru nu este de natură materială. Căci noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui, ci împotriva duhurilor, împotriva domniilor, stăpânirilor, puterilor, căpeteniilor acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Cu acest dușman noi nu putem lupta fără Dumnezeu, ori Dumnezeu ne ajută și El vine în ajutorul nostru prin Duhul Lui, prin cuvântul Lui.
Acestea sunt armele pe care noi le avem la îndemână împotriva acestor duhuri vrăjmașe. În orice clipă, nu ești încă din copilărie, de la cea mai fragedă vârstă, vrăjmașul vine cu tot felul de lucruri. Cum creștem, este direct proporțională lupta. Lupta se întețește. Diavolul nu vrea să ajungem noi acolo de unde a căzut el. Păi el știe de unde a căzut. Slava și gloria care este acolo. La mintea omului nu s-o sui, la inimă n-o pătruns. În vocabular nu există termen să poți reda ce-o pregătit Dumnezeu pentru aleșii lui. Nu se poate vorbi. Apostolul Pavel spune că a fost în al treilea cer. Ce-o văzut, nu poate să exprime, să vorbească. Diavolul știe că a căzut de acolo. Îngerii lui. Dumnezeu i-a lăsat liber ca prin ei să fim testați noi. Să știți că sub cer nu există nimeni care să nu suspine. Totul suspină sub cer. Biblia spune, printre altele, chiar și noi care avem cele din tâi roade ale Duhului, suspinăm în noi și așteptăm înfierea, adică răscumpărarea trupului nostru. Biblia mai spune că și natura aceasta, toată suspină, toată natura e pervertită, spin, pălămidă. Ce există în lumea noastră, asta nu a fost de la început așa, tot a fost desăvârșit. Tot a fost pervertit prin păcat, denaturat. Și natura suspină și ea așteaptă din nou izbăvirea. Dar nu numai atât, dragii mei, Biblia spune acolo în Efeseni foarte frumos. Zice, și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre, că nu știm cum trebuie să ne rugăm. Dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. Până și Duhul suspină. Tot ce este sub soare suspină. Până și Fiul lui Dumnezeu care a venit în lumea noastră, să știți că a suspinat. Așa ne spune în Evrei, în capitolul 5. Spune, printre altele, cu aducând rugăciuni și cereri, cu lacrimi, către Cel ce putea să-L izbăvească și fiind ascultat din pricina evlaviei Lui, cu lacrimi, cu suspine, Fiul lui Dumnezeu. De aceea să nu uităm, dragii mei, în viața aceasta, noi avem de luptat, avem o luptă. Fără Duhul lui Dumnezeu, asta e arma numărul unu. Nu avem șanse, să știți. Nu există șansă de biruință, de izbăvire. Aici nu e vorba de o putere intelectuală. Aici nu e vorba de o putere fizică. De aceea doresc, Doamne, binecuvântă toată biserica. Ajută-ne, o Doamne, să dorim, de să nu uităm când cădem de oboseală, când lipsește Duhul, atunci lipsește și dragostea. Lipsește dragostea. Cea mai mare dintre ele este dragostea. Dragostea pentru a face bine. Dragostea pentru a împlini cuvântul lui Dumnezeu. Dragostea de a pune în practică tot cuvântul. Dragostea aceasta care este desăvârșită. Apoi, un al doilea motiv. Când cădem de oboseală? Atunci când contabilizăm noi binele. Îl contabilizăm noi. Noi trebuie să lăsăm să-L contabilizeze Domnul. Noi trebuie să știm că toată viața trebuie doar să împlinim voia celui preanalt. Să o punem în practică. Și Domnul este Cel ce lucrează și nu ne lasă. Dacă noi împlinim cuvântul Lui, până și în vorbire, vorbirea voastră să fie cu har, dreasă cu sare, să știți ce trebuie să răspundeți fiecăruia. Să nu ai regrete nici măcar pentru un cuvânt. În viața unui om în care Dumnezeu e prezent, până și de cuvintele care le vorbește, le rostește, va da socoteală. De el în același timp pare o sensibilitate. Și atunci rezolvă problema dacă cumva au greșit cu ceva. Atunci rezolvă, nu lasă să treacă timpul. Nu amână, ci întotdeauna el este la pas cu viața, cu tot ce vorbește, cu tot ce gândește. Cu toate lucrurile este într-o legătură, într-o părtășie sfântă cu Dumnezeu. Când contabilizăm noi binele, este foarte periculos. De câte ori ne-am rugat, sigur, noi trebuie să știm, rugăciunea trebuie să fie o necesitate, noi nu putem fără rugăciune. Mă rog pentru că nu pot fără rugăciune, mă rog să-L înalți pe Dumnezeu, să-L onorez, îl cinstesc pe El prin rugăciune. Prin rugăciune cer îndurarea Lui, ajutorul Lui și în această zi și tot restul vieții. Rugăciunea e o laudă în același timp, îl binecuvintez pe Cel ce are sub control toate evenimentele.
Foarte importantă e rugăciunea. Dar apoi cititul cuvântului în fiecare zi. Eu nu pot fără cuvânt. Asta trebuie să fie deviza. Stăruiește asupra legii, zi și noapte, făcând tot ce este scris în cuvânt, în lege. Cuvântul acesta să nu se depărteze de gura ta, de gândul tău, de buzele tale. Deci e foarte important să facem să... tot ce trebuie, să nu contabilizăm binele și după ani de zile să nu spun uite ce am făcut și câte am făcut. Să nu contabilizăm binele chiar atunci când facem o binefacere. Binefacerea trebuie să fie făcută toată viața. Fiecare să dea după cum a hotărât în inima lui. Nu cu părere de rău, nici de silă, că și pe cine dă cu bucurie, îl iubește Dumnezeu. Toată viața noi trebuie, și finalul trebuie să fie același, cum am început. Cu râvnă, bancă și mai multă râvnă pentru Dumnezeu. Foarte important. Domnul ne învață, dragii mei, cuvântul ne învață, ne sfătuiește. Ce frumos! Spune aici, printre altele, vis-a-vis de dărnicie, păstrează viu gândul că banul este un bun servitor, dar este un teribil stăpân. Banul e un bun servitor, dar e un teribil stăpân. Când pune stăpânire pe cineva, e un teribil stăpân. Domnul ne-a dăruit ce ne-a dăruit, dar în final, dacă suntem conștienți că El ne-a dăruit și tot ce avem este de la El, vă fi conștienți că Domnul ne pune și la încercare partea Lui să rămână partea Lui. Apoi un al doilea principiu, respinge filozofia că poți să deții mari bogății pentru a ajuta pe cei săraci. Respinge filozofia. Uite, cu cât dețin mai mult, pot să ajut mai mult pe cei săraci. Cei săraci au nevoie de dreptatea noastră, nu de filantropia noastră. E ușor să fii filantrop, e greu să fii drept. Vreau să știți că văduva aceea, Domnul Iisus o dă ca exemplu, care o dat doi bănuți și o dat mai mult decât toți ceilalți. I-a o dat din ce a avut. I-a o dat până și resursa vieții ei. O pus-o la îndemâna lui Dumnezeu. Și Domnul Iisus o laudă. Adevărat vă spun că i-a o dat mai mult decât toți. Dumnezeu ne încearcă, dragii mei. În viața aceasta scurtă și trecătoare suntem încercați. Dumnezeu ne pune la încercare. Apoi un alt lucru, tot ce câștigi, e foarte important să îi dai Domnului mai întâi partea și apoi ce-ți rămâne, partea cealaltă, sigur Dumnezeu o binecuvintează. Aia o binecuvintează Domnul. Asta este o lege a lui Dumnezeu. E mare lucru să poți pune apoi punct nevoilor tale, acolo unde încetează. Și de acum să spui în continuare ce am, sunt pentru nevoile altora. Ce frumos! Când contabilizăm noi binele, s-ar putea să greșim. E nemaipomenit însă să fim conștienți că Dumnezeu ne binecuvintează. Apoi un al treilea principiu. Când cădem de oboseală? Atunci când așteptăm aprecieri și laude aici și nu le avem. Putem să cădem. Când aștepți pentru ce faci, dar e nemaipomenit să poți face binele. Ce face stânga să nu știe dreapta și invers, ce face dreapta să nu știe stânga. Să faci binele fără să aștepți aprecieri și laude. Asta înseamnă să nu obosești. Asta înseamnă să fii conștient că Dumnezeu înregistrează, El scrie tot ce ai făcut. Toate faptele noastre bune, să știți, dar nu numai, și celelalte, totul este înregistrat la Dumnezeu. Totul este sub privirea Lui. Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință și poruncește acum tuturor oamenilor de pretutindeni să se pocăiască, să se întoarcă la Dumnezeu. Până și urmașii care sunt la nivelul familiilor, generațiile, sunt binecuvântați datorită părinților. Foarte important. Prin părinți, urmașii, copiii și copiii copiilor lor sunt binecuvântați datorită unor părinți credincioși, fideli, care știu ce să facă și cum să umble. Când cădem de oboseală? Atunci când contabilizăm noi binele. Uite, am făcut atâta bine pentru biserică, am dat atâția bani, un exemplu. Sau am lucrat. Am lucrat benevol pentru zidirea bisericii și așa mai departe.
Și la un moment dat obosești, după ani de zile obosești. Foarte important să-ți finalizezi cum ai început, să nu obosești. Să fii conștient întotdeauna că ce ai făcut, ai făcut pentru Domnul, nu pentru oameni. Întotdeauna să-L ai pe El în atenție, în privire. Un al treilea principiu, noi nu cădem de oboseală. Când cazi de oboseală? Atunci când așteptăm aprecierii și laude aici. Uite ce răsplătire mi-a dat, uite cum a vorbit cu mine. Răsplătirile de multe ori nu sunt pe măsura așteptărilor. Și atunci poți să cazi. Poți să murmuri, poți să vociferezi, să cârtești. Și asta nu-i după voia lui Dumnezeu. Ca jertfa să fie primită, este întotdeauna să nu aștepți aici aprecieri. Să fii conștient că cel ce le vede lucrarea pe cât posibil, să o face nascuns, repet din nou. Și Dumnezeul tău care vede nascuns îți va răsplăti. Vine ziua încercării, îl chem pe Dumnezeu, cheamă-mă în ziua necazului tău. Eu te voi izbăvi, iar tu mă vei proslăvi. Dumnezeu până la ziua necazului, El este Cel ce vede toate faptele și toate acțiunile pe care le-am avut. Totul este sub privirea Lui. Și funcție de cum am trăit până atunci, Dumnezeu sigur este gata să lucreze. Să nu așteptăm aici aprecieri și laude. Și în ultima instanță, când cădem de oboseală, atunci când rezultatele văzute nu sunt pe măsura așteptărilor, putem cădea de oboseală. Păi, dar am făcut atâta și parcă nu merge bine. Dar sunt în Biblie persoane și familii care au trecut prin încercări mari. Momente grele, ani de zile. Dumnezeu aici, să știți că proba aici nu-i dincolo. Aici ne încearcă Dumnezeu. Aici ne probează, vrea să vadă verticalitatea noastră, încrederea noastră în El. Dependența noastră, vrea să vadă dependența noastră de Dumnezeu. Dacă într-adevăr noi depindem de El și dorim cu toată inima să-L slujim pe El. Foarte important. Când rezultatele care le vedem în familie de bună oară, poate sunt anumite etape în care copilul nu ascultă. Și eu pot să cad în tot felul de cârtiri, să murmur înaintea lui Dumnezeu, să cârtesc, să vociferez. Uneori chiar să mă cer cu Dumnezeu, dar unde e dreptatea? Unde e ajutorul lui Dumnezeu? Atâta timp cât rămân pe verticală și rămân credincioși și mă rog, Dumnezeu are timpul Lui. E adevărat că nu întotdeauna timpul lui Dumnezeu e și timpul meu. El lucrează după planul Lui, după timpul Lui. Pe de altă parte știm că toate lucrurile lucrează împreună spre binele celor ce iubesc pe Dumnezeu. Și anume spre binele celor ce sunt chemați după planul Său. De aceea doresc în dreptul acestei biserici, Doamne binecuvântă biserica aceasta. Domnul să ne întărească în credință, să ne ajute, să nu cădem de oboseală. Să nu cădem de oboseală la venitul bisericii, să vin la biserică. Să mă rog în fiecare zi, dimineața, la amiază și seara, spune psalmistul, de 3 ori pe zi. El spune în continuare, de 7 ori pe zi te laud. Așa spune omul lui Dumnezeu, în psalmul 119. De 7 ori pe zi. Viața lui era o viață de rugăciune, o viață de părtășie, de dependență absolut de Dumnezeu. Asta dorește Domnul de la noi. Și atunci nu vom cădea de oboseală. Să nu cazi de oboseală în a iubi pe cel de lângă tine, în iubire. Iubirea e un mare har. De fapt, totul, zice, asta dorește. Împlinirea legii este să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău cu toată puterea, cu tot cugetul, cu toată tăria și pe cel de lângă tine, aproapele tău, ca pe tine însuți. Asta dorește Domnul de la noi. Dragostea zice că printre altele toate vor peri, dar dragostea va rămâne, este veșnică. Eu doresc Domnul să ne umple de dragoste pentru El. Doamne ajută-ne să fim plini de râvnă pentru Tine. Versetul 2 continuă, zice, ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu, ci prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Și dacă Evanghelia noastră este acoperită pentru cei ce sunt pe calea pierzării, a căror minte necredincioasă a orbit-o Dumnezeului veacului acestuia, ca să nu vadă strălucind lumina Evangheliei slavei lui Hristos, care este chipul lui Dumnezeu. Ce chemare înaltă avem!
Și dacă sunt din cei care încă nu sunt la standardul acesta, Biblia spune, într-o casă mare nu sunt numai vase de aur și de argint, sunt și de lemn și de pământ. Unele sunt pentru o întrebuințare de cinste, altele pentru o întrebuințare de ocară. Dacă cineva se va sfinți de acestea, va fi un vas sfințit, folositor stăpânului său, destoinic pentru orice lucrare bună. Dorința lui Dumnezeu este ca noi toți să fim vase de cinste. Prin viața noastră să-L cinstim, să-L onorăm, să împlinim cuvântul lui Dumnezeu. Așa încât în ziua necazului, iar dacă fac ce numai bine și suntem vase de cinste, nu înseamnă că suntem scutiți de încercări, de care, zice Biblia, toți au parte. Fiul lui Dumnezeu a fost desăvârșit, Domnul Iisus. În El nu exista păcat. În El nu a fost greșeală. El a fost sfânt și cu toate acestea a fost încercat. Spune Biblia, pentru bucuria care era pusă înainte, o suferi crucea, o disprețuit rușinea și șade la dreapta scaunului de domnia lui Dumnezeu. Uitați-vă, dar, la cel ce o suferit din partea păcătoșilor, o împotrivire așa de mare față de sine, ca nu cumva să vă pierdeți inima și să cădeți de oboseală în sufletele voastre. Uitându-ne la Domnul, El a fost desăvârșit, dar noi aici, Domnul, să știți că are multe lucruri de corijat în noi. N-am ajuns la apogeu, la desăvârșire. În vorbirea noastră, în gândirea noastră, în privirea, în simțăminte, resentimente pe care le avem. Și Domnul vrea să le anuleze, totul să fie căpăcit. El vrea în viața aceasta să ne pună după voia Lui aici, nu dincolo. Când am trecut dincolo, cum ne prinde momentul trecerii, așa vom finaliza și așa vom petrece veșnicia. Și în veșnicie nu sunt, repet din nou, numai două locuri. Pentru cel neprenit cărarea vieții duce în sus, să-l abată de la locuința morților care este în jos. Cum ne prinde momentul acela? De aceea Domnul aici face totul pentru noi. Nimeni nu se va putea dezvinovăți. Doamne, am vrut să fac binele, dar n-am reușit și așa mai departe. Domnul ne dă posibilitatea ca aici să ne punem într-o stare după voia Lui. Cum? Uitându-ne în cuvânt, în oglindă, dorind, cerând ajutor, văzându-ne neputința, Doamne, fără Tine nu putem, tot timpul să cere ajutorul. Și apoi, verificându-ne prin cuvânt, prin Duhul, știți ce a spus David? În Psalmul 139, el spune, printre altele, cercetează-mă, Dumnezeule, și cunoaște-mi inima. Cercetează-mă și cunoaște-mi gândurile, vezi dacă sunt pe o cale rea și du-mă pe calea veșniciei. S-ar putea să fii pe o cale rea și să nu realizezi. Să crezi că ești pe o cale bună și să fii pe o cale greșită. Păi dacă David, omul lui Dumnezeu, despre care Dumnezeu spune, am găsit pe David, fiul lui Iese, om după inima și placul meu, el spune acest lucru, dar noi tot timpul trebuie să ne verificăm, tot timpul trebuie să ne cercetăm și totul raportat la cuvânt, la cerința lui Dumnezeu. Când poți strica, cum spune aici, nu umblăm cu vicleșug și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Ce frumos! Când poți strica cuvântul lui Dumnezeu? Știi când? Atunci când nu trăim ceea ce propovăduim și ceea ce auzim. Atunci poți să strici cuvântul. Auzi, dar nu împlinești. Și crezi că împlinirea este pentru vecinul și pentru ceilalți din jurul tău. N-am nimic cu vecinul. Dumnezeu nu m-a chemat să judec vecinul, să-l analizez pe el. Eu trebuie să mă analizez pe mine. Pe mine și casa mea. Că despre mine, eu și casa mea, spunea Iosua, cercetați să vedeți, cui vreți să slujiți, lui Dumnezeu? Că despre mine, eu și casa mea, vom sluji lui Dumnezeu. Ce frumos! Și știți când o spune Iosua asta? La finele vieții lui, la sfârșitul vieții. Să te uiți în casă, în familie și să fie toate la standardul cerut de Dumnezeu. Să fie rugăciunea, să fie cuvântul, să fie copiii ascultătorii. Să fie armonie între soț și soție. Să fie în fiecare zi meditație împreună cu toți și apoi și separat în cămăruțe înaintea celui preanalt. Asta e viața pe care Dumnezeu o dorește. În viața asta scurtă, că apoi urmează veșnicia. Și funcție de viața asta scurtă petrecem veșnicia. Ce chemare înaltă are Domnul pentru noi, planul Lui de mântuire. Biblia spune despre Dumnezeu că e un Dumnezeu tainic și în El sunt ascunse toate comorile înțelepciunii și ale științei, în Fiul Său. Toate comorile înțelepciunii și ale științei sunt ascunse în Domnul Iisus.
Și El ni le-a făcut cunoscut. Le avem aici în cuvânt. Noi trebuie doar să cercetăm cuvântul și să încercăm cu toată inima să-L punem în practică, să-L împlinim. Ce frumos! Când nu trăim ceea ce propovăduim, atunci, sigur, și de-aia spune Biblia, în 2 Corinteni, capitolul 11, spune acolo, pe voi înși vă încercați-vă, pe voi înși vă cercetați-vă. Și acolo, dacă mai sunteți în har, dacă mai sunteți în credință, tot timpul trebuie să mă cercetez. Aia înseamnă tot timpul să mă analizez vorbirea. Vorbirea mea trebuie să fie o vorbire articulată, o vorbire curată. Nu o vorbire cu două înțelesuri. Să spun una și să gândesc alta. Că Dumnezeu îmi cercetează inima. Și El binecuvintează pe cel cu inima curată. Ferice de cel cu inima curată, că el va vedea pe Dumnezeu. Dumnezeu îl binecuvintează, pe acela îl binecuvintează Dumnezeu. Ce frumos! Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Când îl strici, atunci când nu trăim ce propovăduim, când îl mai strici, în a doilea rând, atunci când interesul primordial nu este mântuirea, nu este slava lui, slava lui Dumnezeu. Foarte important, toată viața până la bătrânețe să cauți slava celui preanalt. Doamne, în ce fac eu, dacă îmi pun această întrebare, voi afla răspuns la toate acțiunile care le fac. Ce fac eu acum e pentru slava ta? Prin ce fac eu acum, tu te proslăvești? În familie ce fac, o Doamne? Tu te bucuri? Ești prezent în ceea ce fac eu? Foarte important. Totul trebuie să fie pentru slava Lui, pentru gloria Lui. Și asta va fi implicit pentru mântuirea și pentru binele meu, dacă voi face așa. Că totul se va întoarce spre mine și va fi pentru binele meu. Și Dumnezeu asta dorește de la noi. Asta vrea. Ce frumos în Filipeni, în capitolul 1 cu 15, Filipeni 2 cu 20, Filipeni 2 cu 3, scoate în evidență această lucrare extraordinară. Pe El îl propovăduim noi, sfătuim pe orice om, învățăm pe orice om, ca să înfățișăm pe orice om desăvârșit. În viața asta scurtă și trecătoare. Ne-a dat Dumnezeu viața aceasta, ca în viața aceasta să ne pregătim pentru adevărata viață. Ăsta e scopul vieții. E adevărat că aici, în viața aceasta, Domnul ne dă și anumite binecuvântări. La unii mai mari, la alții mai mici, El le dă. Dar să văd că El mi le dă. Să-i mulțumesc tot timpul și în continuare viața mea să depindă absolut de El. Nu de bunurile materiale care le am, ci de El. Stăpânul este El. El este la controlul tuturor evenimentelor. Ce frumos atunci! Noi nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu când îl poți strica, când lipsește în lucrare Duhul Sfânt, când lipsește în lucrare Duhul Sfânt, când nu-i prezent Duhul Sfânt, un al treilea lucru. Când lipsește în lucrarea care o faci Duhul Sfânt, nu-i prezent, atunci strici cuvântul. Adevărul numai Dumnezeu ne-l poate dărui, să știți, auzim de multe ori persoane, frate, adevărul, adevărul, adevărul e aici în Biblie. Domnul este adevărul, Duhul este adevărul. De aceea e foarte important Duhul lui Dumnezeu să fie la cârmă, să fie prezent în lucrarea care o facem, să nu lipsească. Lumina, călăuzirea, sfatul, chiar și o vorbă pe care noi o rostim, totul să fie sub impulsul Duhului, sub călăuzirea Duhului. Eu de multe ori îmi zic, inima noastră trebuie să mustească, mustească de cuvânt, imbibată, ca un burete plin de apă. Un burete plin de apă îl bagi în apă, îl umpli și când îl scoți, îl storci de apă. Oricât l-ai stoarce, el încă va mai picura apă, că a fost îmbibat cu apă. Inima omului tot la fel trebuie să fie, plină de cuvânt. Oricât l-ai provocat pe un asemenea om, el nu are decât cuvânt. În toate împrejurările, el va da cuvânt, că e plin de cuvânt. Și în anumite situații, noi ne vedem unii pe alții. De ce? Ce avem înăuntru nostru? Omul de afară ce are? Din prisosul inimii vorbește gura. Ce frumos! Dar dacă lipsește Duhul, vom avea cuvintele noastre și noi știm noi ce putem face. De multe ori aducem răni, aducem destabilizare, unul vis-a-vis de celălalt și așa mai departe. Eu doresc Dumnezeu să ne umple pe toți de Duhul Lui. Amin. Duhul rodește, dragii mei, noi. Autorul Bibliei e Duhul lui Dumnezeu. Dumnezeu a vorbit prin Duhul, prin toți prorocii, prin toți vorbitorii.
oamenii din vechime și cei din Noul Testament. Prin Duhul. Totul este prin Duhul. Dacă nu avem Duhul, noi nu vom da o interpretare corectă cuvântului. Nu putem să înțelegem cuvântul fără Duh. Duhul ne dă lumină asupra voiei Lui, asupra fiecărui pasaj. Ne face să-L înțelegem, cuvântul. Să-L interpretăm corect, să-L trăim, nu să-L distorsionăm. Și va fi totul pentru binele meu, pentru binele casei mele și a familiei mele. Doamne, lasă Duhul Tău în noi. Numai că Duhul de multe ori spune anumite lucruri pe care tu parcă nu le înțelegi firește. Firește altceva ai dori. Aici e toată problema, să nu pornești cu o idee preconcepută, că tu le știi pe toate. Nu le știu. Numai Duhul lui Dumnezeu le știe pe toate. Eu încă am de învățat toată viața. Vor fi lucruri noi, la pas, cum înaintez în viață, în care Dumnezeu mă va învăța, mă va sfătui, îmi va vorbi. De aceea dorim încă o dată, Doamne, lasă Duhul Tău peste noi. Nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Când mai poți strica în al patrulea rând? Atunci când lipsește exemplul lucrătorului și a familiei lui. Adevărul este că într-o biserică locală cadența o stabilește lucrătorul, lucrătorii din biserică și familiile lor, soțiile, copiii. De aceea e foarte important cadența aceasta, standardul moral și spiritual al familiilor, lucrătorilor și acelora care sunt în fruntea bisericii. Poporul se uită la ei și după ei se stabilește în general. Sunt rare persoanele care nu se uită și care în același timp, sigur, gândul lor este la Domnul și l-au pe El în obiectiv 100%. Dar în general noi ne uităm la Domnul uitându-ne și la cei care sunt în fruntea noastră. Știți că Apostolul Pavel, cine a fost Pavel? Apostol, ce chemare a avut, minuni și semne, bazmale și orzuri puse pe se bolnav, duse la mari distanță, după ce au fost atinse de Pavel și puse pe se bolnav și bolnavii erau tămăduiți. Și știți ce face Pavel? Vine la Ierusalim și arată Evanghelia pe care o predică el și minunile. O pune alături de cea lui Petru, a lui Ioan, a lui Iacob, care erau și ei apostoli făcuți înainte de el. Și le arată Evanghelia pe care o predică el și minunile care le face. Spune el acolo, ca nu cumva să alerg sau să fie alergat degeaba. Dar noi unde ne punem? Față de cine? Față de cuvânt. Aici în cuvânt ne uităm. Cum vor fost înaintașii noștri? Ce ne spune Biblia în dreptul nostru și a familiilor noastre? De aceea e foarte important că exemplu lucrătorilor, acelora ce spun la alții, în primul rând ei să trăiască. Și în ultima instanță, când stricăm cuvântul? Atunci când nu-L propovăduim pe Domnul și ne propovăduim pe noi. N-am avut să știu altceva între voi decât pe Iisus Hristos și pe El răstignit. Pe El îl propovăduim noi. Cuvântul Lui, ceea ce dă putere și are valoare și autoritate, să știți că este cuvântul. Noi de multe ori avem anumite experiențe, eu cred că experiențele în general sunt pentru noi personal, să ne întărească încrederea. Dumnezeu ne încredințează că suntem pe o cale bună prin experiențele care le avem. Știți ce spune însă Petru? Noi care am fost și am văzut slava Lui pe muntele schimbării la față și am auzit glasul Lui, zice și avem cuvântul prorocie, cuvântul Evangheliei făcut și mai tare, la care bine faceți că luați aminte, ca la o lumină care strălucește într-un loc întunecos. Cum cuvântul e mai tare decât o prorocie, decât anumite vedenii? Da. Deasupra tuturora este cuvântul. Și atunci când mă uit la cuvânt, sigur, Dumnezeu vorbește și prin proroci, El vorbește și prin vedenii și prin vise, toate au locul lor, dar deasupra tuturora trebuie să fie cuvântul lui Dumnezeu. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că tot timpul trebuie să fiu concentrat în cuvânt. Orice fac, orice mișcare, în familie, acasă, vorbirea mea, totul să fie sub controlul cuvântului. Cuvântul trebuie să fie din abundență în inimă. Știți ce spune despre Domnul? O scos cuvântul și l-o dat. Noi când vorbim, îl scoatem din inimă, din prisosul inimii vorbește gura. Dacă e în inimă cuvânt, strâng cuvântul tău unde? În inima mea, ca să nu păcătuiesc împotriva ta. Dacă inima mustește, e plină de cuvânt, pe ăla îl voi da, în toate împrejurările, oricând voi fi provocat. Eu nu am decât cuvântul. Atunci finalul va fi frumos. Ce frumos, încă o dată, versetul 2. Ca unii care am lepădat meșteșugirile rușinoase și ascunse, nu umblăm cu vicleșug,
și nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Și prin arătarea adevărului ne facem vrednici să fim primiți de orice cuget omenesc înaintea lui Dumnezeu. Iar în final spune aici, căci noi nu ne propovăduim pe noi înșine, ci pe Domnul Iisus Hristos. Noi suntem robii voștri pentru Iisus. Căci Dumnezeu care a zis să lumineze lumina în întuneric, ne-a luminat inimile. Pentru ca să facem să strălucească lumina cunoștinței slavei lui Dumnezeu pe fața lui Iisus Hristos. Doresc pentru această biserică, din toată inima, Domnul să vă binecuvinteze. Amin. Doamne, ajută-ne, ajută-ne să nu obosim. Asta pe de-o parte, iar pe de-altă parte, nu cumva să stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Nu cumva să distorsionăm și să dăm o direcție greșită celor din jur. Nu cumva. Și ajută-ne pe calea ta la pas, pe urma pașilor tăi. Să nu rămânem în urmă, Doamne. În urmă, la un moment dat, poți să pierzi direcția, traiectoria, lumina. Să nu mai vezi. Dar nici înaintea lui să nu o luăm. Nici înaintea lui. Și la pas. Pe urma pașilor lui. Și dacă vom face așa după viața aceasta scurtă, ne vom bucura. Ne vom bucura de o răsplătire adevărată și binecuvântată. Eu doresc în final Domnul să binecuvinteze, să întărească biserica aceasta. Să vă ajute să rămâneți plin de râvnă pentru Domnul. Să-L slujiți Domnului cu toată inima, cu toată dăruirea. Să-I faceți voia Lui, așa cum e salutul nostru pe care îl avem pentru locurile unde vom ajunge. 2 Cronici, capitolul 15, versetul 7, amintit de dimineață de fratele Beni. Voi, dar, întăriți-vă și nu lăsați să vă slăbească mâinile, să nu obosiți, căci faptele voastre vor avea o răsplată și Domnul dorește răsplata noastră să fie deplină din partea Domnului oștirilor în ziua aceea. În ziua aceea unii vor să luce ca cerul, alții ca soarele, alții ca stelele, chiar o stea se deosebește în sălucire de altă stea. De-abia atunci se face departajarea și se vede ce am zidit și ce am făcut fiecare. Până atunci suntem împreună. Lăsați neghina să crească împreună cu grâul. Nu vrei să smulgem neghina? Nu, ca nu cumva smulgând neghina, să smulge și grâul împreună cu neghina. Că cel care astăzi pare că este neghină, s-ar putea mâine să fie grâu, să se întoarcă. Și dacă cineva se întoarce și azi e hotărât, uite, mă duc acasă și de azi vreau cu toată inima să-L slujesc pe Dumnezeu, Dumnezeu este gata să-L primească. Dacă cineva se hotărăște, de azi vreau să trăiesc într-o părtășie și într-o relație reală, nu imaginară, real cu Domnul. Frați și surori, Dumnezeul nostru este un Dumnezeu real. Eu de multe ori mi-am zis, când ne rugăm uneori, sigur, în cămăruță, în mod special, ajungem în așa momente încât parcă ne este și teamă să întindem mâna, că parcă dacă mă întindem mâna, l-am simțit, l-am atinge pe el. Îl simțim acolo că este cu noi. Așa trebuie să fie rugăciunile. Dar asta zic, nu numai sporadic din când în când. Viața unui creștin, asta trebuie să fie. Și dacă este așa, sigur, și finalul va fi bun. Domnul să vă binecuvinteze și El să rămână cu dumneavoastră. Amin. Vrem să facem o rugăciune specială pentru acest lucru. În primul rând, pentru să ne ajute Domnul să nu stricăm cumva cuvântul lui Dumnezeu, să ne ajute să-L trăim, noi și familiile noastre, și apoi să nu obosim, să nu cădem de oboseală. Și ce spune acolo? Că noi nu cădem de oboseală cum mulți cad, chiar dacă omul nostru din afară se trece, totuși omul nostru dinăuntru se noiește din zi în zi, căci întristările noastre ușoare de o clipă lucrează pentru noi tot mai mult o greutate veșnică de slavă. Pentru că noi nu ne uităm la lucrurile care se văd. Cele ce se văd sunt trecătoare, iar cele ce nu se văd sunt veșnice. Deci să ne rugăm pentru cele spirituale, pentru cele materiale, slavă Domnului, Domnul v-a binecuvântat aici. Și îi mulțumim că El v-a binecuvântat. E binecuvântarea Lui. Dar El dorește să nu uităm, să nu uităm de cele spirituale și să rugăm, Doamne, rămâi cu noi, rămâi cu copiii noștri, familiile noastre, cu cei pe care ne-ai dăruit. Am vrea să ne ridicăm în picioare, cu toată inima să venim în rugăciune, în mijlocire și Domnul să-i aminte și Domnul să lase binecuvântarea Lui peste noi toți. Amin. Ne rugăm cu toții Domnului.